Fundația de Servicii Islamice din România construiește la Călăraș un centru educativ unde vor fi cazați copiii care provin din familiile nevoiașe. În cadrul centrului, copiii vor primi cazare, 3 mese pe zi, îngrijire, dar și educație religioasă islamică. Centrul va avea o capacitate de 50 de locuri și va fi inaugurat cel mai probabil la începutul anului viitor. Vorbiți-ne un pic despre investiția din spatele dumneavoastră. Ce se va construi aici? În primul rând, aici se va construi un cămin de zi și de noapte pentru copiii nevoiași și familiile nevoiașe, cu dormitoare, cu învățământ, cu profesori de, cum să vă spun eu, cu experiență, care vor fi aduși special de Fundația Serviciilor Islamice. Să înțelegem că este o investiție privată făcută de această fundație. Exact. Banii care se adună de la oameni de afaceri, oameni de rând, leuți cu leuți, se adună și se folosește pentru, special pentru copii. Aici vor fi cazați copii și vor învăța copii indiferent de vârstă sau? Vor fi copii între clasa 0 până la facultate sau mai departe. Nu se face diferență de religie sau de rasă. Am înțeles. Și vor învăța în limba turcă sau ce anume vor învăța se va și aici? În limba turcă și în limba română, și în arabă, deci după profil, cum învață copilul. Că nu poți să obligi un copil sau să-l forțezi să învețe o anumită materie. După capacitatea copilului vor fi direcționați să învețe. Se va oferi și o masă gratuită? O masă, dormitor, deci 2 de dormit. Vor avea și de dormit o masă, chiar și 3 mese, nu o masă, îmbrăcăminte absolut și, bineînțeles, dacă va fi trimis, de exemplu, copilul are o capacitate să învețe doctoratul și noi în Călăraș nu avem doctorat. Va fi trimis în București și unde se face profil doctorat. Va primi și o diurnă, după câte știu eu, și din alte școli. Ce capacitate va avea centru? Eu cred că capacitatea domnului Lumas poate să vă spună mult mai bine. În jur, la 50. Eu așa am văzut aici, deci proiectul e 50 și el la fel. Deci 50 de dormitoare pentru 50 de copii. Dar ziua vor veni poate și 100 și 200, deci... Deci este 50 doar capacitatea de noptare, dar rămâne aici peste noapte. Dar în cursul zilei pot veni mai mulți copii. Exact. Se adresează doar copiilor din Călăraș și din județele limitrofe. Și din județele limitrofe, nu numai din Călăraș. Toți copiii care vor să învețe. Deci nu facem rasă de ură de rasă. Vor veni profesori specializați din altă parte sau îi avem deja specializați în Călăraș? Vor veni profesori specializați, probabil din Turcia, că așa sunt și în alte școli. Dar mai departe vom vedea când va da drumul. Când va fi inaugurarea? La sfârșitul anului sau la începutul anului, mai bine zis. O veți deschide către copii. Exact. Că mai avem destul de lucru aici și am face un apel către autorități să ne sprijine și ei. Să vă sprijine în ce sens? Aveți nevoie de fonduri? Adică, aveți nevoie de mână de lucru? De fonduri, în special, eu știu, sunt multe. Avem de exemplu împrăjmuire, avem multe de făcut. De-abia am terminat exteriorul. Și interiorul mai vă dați seama că este foarte mult. Dar spre sfârșitul anului, începutul anului viitor, credeți că va fi gata? Da, așa preconizăm. Preconizați că va fi gata. Da.